Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și, bineînțeles, pe TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și politica și administrația, pentru că în această perioadă cele două sunt așa în top în ceea ce privește interesul și a celor care încă mai sunt în funcții publice, dar și a celor care râvnesc la fie la fotoliu de primar, de consilier local, președinte de Consiliul Județean sau consilier județen, pentru că, așa după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile europarlamentare, dar și locale. Este un an atipic din multe puncte de vedere. Mulți au început deja să își expună parte dintre proiecte, ce își doresc pentru comunitățile din care fac parte, cum este abordată sau cum va fi abordată această campanie electorală, rămâne de văzut. Majoritatea declară deja că nu vor ataca la persoană, așa, direct, după cum suntem, din păcate, obișnuiți, doar că uneori faptele spun altceva. Vedem și noi care este situația și la nivelul județului Hunedoara, dar și în țară, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Vasilică Potecă, senator din partea AUR. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua! Eu cred că sunt constanta la emisiune, că ceilalți sunt numai trecători. Până la urmă aveți o experiență notabilă în politică și cred că în parcursul dumneavoastră, în politica hunedoreană, politica românească, cred că sunteți în măsură să faceți așa o analiză și în ceea ce privește trecutul, pentru că trebuie să-l cunoaștem, uneori pentru a nu-l repeta, dar și ce înseamnă prezentul și viitorul în politică, chiar și în administrație, pentru că sunteți printre puținii, să spunem, care are experiență și în politică și în administrație, cu adevărat. Asta înseamnă că am avut profesie în viață și că am avut și profesie de am făcut administrație și am avut și pasiune să fac politică. Da. E nevoie de pasiune pentru politică? Da, este nevoie de pasiune pentru politică și în general, dacă te duci în politică cu gândul că trebuie să câștigi și să-ți faci averi, clar că nu o să ai viață foarte lungă. Trebuie să ai o anumită pasiune pentru spațiul public și dacă ai această pasiune, reziști în spațiu public. Asta este ca un sfat pentru cei care sunt candidați acum și sunt tineri și sunt agitați peste măsură. Din punctul meu de vedere, această campanie, mă gândeam venind așa că n-am idei, zic, oare ce se întâmplă? Pentru că m-am uitat pe stradă, am văzut strada populată de câteva personaje pe niște tablouri de-astea prin oraș pe aici. Și asta și m-am gândit, e o campanie un pic pre-campanie, că n-am intrat în campanie, destul de leșinată, așa, cu niște atacuri și cu niște schimburi de replici, dar mai mult nu. N-am văzut nicio idee. M-am tot uitat pe la emisiunile voastre, n-am văzut mari idei. Probabil mari, că majoritatea așteaptă campania electorală pentru a nu li se fura ideile și proiectele, nu? Doamne, doamne, dar să nu ne fure așa. Ce să, că am impresia că nu avem imaginație aici, nu este o problemă. A unora nu au ce nici, să le fure, nu? Nicio și, idee. Nicio sau idee și nici programe și nici nimic. Deci este o problemă legată de lipsa de idei pe care văd că cu care a debutat această campanie. E o lipsă de idei, dar în egală măsură, majoritatea spun că își doresc schimbare, că vor să fie altceva, alte proiecte, au viziune, doar că foarte concret. Există un singur lucru care trebuie să spun. Toți vor schimbare și o clamează ăia care ar trebui să o facă, adică sunt pe funcție acum. Au stat 4 ani și au zis, domnule, dar acum vreau... puțin 4 ani. Cel puțin 4 ani, că sunt unii de vreo 40 de ani. Și tot ei aclamează că vor schimbarea. Ce schimbare vreți, de fapt? Că nu înțeleg care e schimbarea pe care și-o doresc. Nu își doresc nicio schimbare, își doresc o continuitate conservatoare, așa, dusă până la extrem, doar om face 20 de mandate ca să ieșim la pensie. Nu se mai poate să mergem în ritmul ăsta.
mă uitam la programe. Singurele noastre programe este să turnăm betoane. Nu mai avem niciun program legat de oameni. Dar nimic. Eu nu văd nicio discuție legată de oameni. Bă, ce o să fi întâmplând în casă la cetățeanul X? Eu chiar mă întreb așa. Mă, caloriferul îi merge, apa curge, gresia aia trebuie să o schimbe, liftul merge, subsolurile vor mai fi curățate. Cred că prima mare revoluție pe care ar trebui să o facem în contextul ăsta este legată de ideea că trebuie să pornim din casa omului, de la necesitățile omului. Și atunci putem să creăm. Mai au curajul unii dintre politicieni sau cei care sunt în anumite funcții publice de 4, 10 sau 40 de ani, cum spuneți dumneavoastră, să se întâlnească cu oamenii la ei acasă? Singurul care mai este pe stradă, după cum vedeți, mai sunt cei de la AUR. Dar ei și sunt pentru că... Au avantajul că sunteți și noi cumva în sunt, da, au mare avantaj că sunt și noi și modul la care conducerea partidului concepe tipurile de comunicare sunt un pic schimbate. Adică pun foarte mult accent pe această participare în stradă și pe aceste întâlniri cu oamenii și pe această parte care nu ne place foarte tare multora dintre noi, pe rețelele sociale. Sunt foarte prezenți în acest mediu. De aceea spun că restul înainte mai vedeai steaguri, manifestări, acum totul se ține în săli închise, noi cu ai noștri, facem transmisii de acolo, facem live-uri, facem fel de fel de astea, deci nu... Așa se face politica cu ușile închise? Așa se face acum la ora asta, e o realitate, adică nu văd să se fi întâmplat ceva și cu toate că cea mai mare necesitate pe care o au oamenii la ora asta este ca ceilalți să vorbească cu ei. Deci, dacă noi fugim în mod constant de alegători și de oameni, de frica să nu ne întrebe ce am făcut în ultimii 5 ani, parafrazând pe cineva, și atunci fugim de ei. Culmea este că oamenii își doresc să vorbească cu noi. Oamenii își doresc să ne spună. Știu că nu putem rezolva lucrurile și că să facem mari minuni. Dar au nevoie măcar să vorbească cu noi. Să comunice. Să se plângă. Să-ți spună că sunt prețurile mari, că s-au scumpit utilitățile, că au plecat copiii din țară, că au nevoie de rezolvarea acestor probleme, dar vorbind, au acest sentiment că cineva îi ascultă, că cineva se va duce mai departe, că de aia te duci și zici, domnule, sunt cu tare, am următoarea funcție, am următoarele responsabilități în stat și sigur zice, dacă ești așa de dotat, să zic, sigur omul ăsta ar putea să ne rezolve. Și atunci vin către noi să vorbească, să ne spună, să ne transmită. Noi ar trebui să coborâm în stradă, să vorbim și să încercăm să înțelegem ce avem de făcut în viitor. V-am zis, citesc programele astea și sunt disperat de cantitatea de fonduri europene, fonduri guvernamentale, prosperități care vin și nu mai ajung. Lucruri de genul ăsta care până la urmă cred că i-am zăpăcit și pe oamenii și pe alegătorii noștri, i-am zăpăcit cu aceste mesaje mereu nerealizabile. Pentru că atunci când oamenii aud, cum este și cazul multor localități din județul Hunedoara, am atras 100 de milioane de euro pentru proiectele cutare. Bun, acum nu toate sunt realizate, doar că, așa, la modul general vorbind, când auzi de atât de mulți bani, zici, uite, a făcut, face, își dorește. Și cum spuneați și dumneavoastră, mai asfaltăm, mai plombăm o groapă și... Nu, realitatea este mai tristă acum, toate orașele din România sunt sparte. Și să nu zică domnul Oancea, când zic de orașul dânsului, că dânsul nu numai că îl sparge, îl și asfaltează, să nu fim nedrepți, așa,
Și mai târziu, așa, după ce își mai sparg ăștia capetele pe la opera pe acolo. Da, din păcate la propriu s-a întâmplat și... Așa, și după multe chinuri și povești și toate celelalte, dar deocamdată orașele din România sunt sparte, deocamdată durează până această infrastructură va fi așezată. Faptul că mă uit și la Deva că asfaltesc, că foarte frumos asfaltat, a făcut, este adevărat, dar că lași tâlpe aia de beton în mijlocul orașului de electricitate, că firele alea rămân tot agățate sus acolo într-un păienjeniș total. Sunt niște lucruri pe care dacă le facem, le facem odată. Ce o să facem? Iar peste 6 luni o să tăiem iar orașul ca să îngropăm firele alea. Și tot așa o să ne chinuim ca să-și mai spargă alții capetele cu alte lucrări făcute în Deva peste 6 luni. Și în Deva, ca și peste tot, ordinea și toate celelalte a lucrărilor niciodată n-a fost cel mai la îndemână pentru noi. Mereu s-au făcut cum s-au făcut. Au făcut centre de informare turistică fără turiști și fără obiective. Au făcut piste de biciclete fără biciclete și bicicliști. Deci au făcut o grămadă de lucruri, unele dintre ele de o inutilitate aproape totală. Dar mulți se întreabă de ce acum, înainte de campania electorală de alegeri, aproape toți primarii se apucă, asfaltează, reamenajează, parcă așa, un elan mult sfântul mai puternic vot, acum. Sfântul vot, da? Ăla ne conduce în perioada asta până 9 iunie. Și se aplică acea vorbă românească, nu se îngrașă porcul în ajun sau se îngrașă la noi? Eu nu știu ce să zic. Am construit două tipuri de sisteme, un sistem administrativ și un sistem legislativ, să zic așa, în care am făcut o grămadă de lucruri ca să-i avantajăm pe cei în funcție sau partidele de la guvernare, în sensul că de ce am comasat noi alegerile? Păi le-am comasat în așa fel încât să nu mai vedem că mai avem o campanie de care nici nu mai știți, nici măcar n-ați amintit-o și am și spus-o ieri. Păi noi avem și alegerile parlamentare 9 iunie? Nu avem noi. Ba da. Ați mai auzit ceva de alegerile europarlamentare? Păi nu au făcut ăștia congrese pe la București și socialiștii și popularii europeni în care n-au spus cât de importante sunt aceste alegeri și toate celelalte. Nu. Au hotărât acum să facem o construcție legislativă, le-am comasat pe toate, primarii au devenit primarii se aleg într-un singur tur cu 10%, 15-20% din numărul alegătorilor într-o comună, oraș, municipiu, ce-o fi. Deci am construit un sistem prin care să le garantăm celor pe funcție acum că vor fi realeși și că lucrurile nu se vor schimba și vom merge mai departe cu aceeași prostii și cu aceleași porcării pe care le-am făcut până acum. Deci, nu cred că această campanie va schimba ceva. Fundamental se va schimba în această țară ceva în momentul în care vei face cu adevărat o reformă a administrației și o reformă a teritoriului. Când vei hotărâ că nu pot să fac alegeri într-o comună cu 89 de locuitori sau 110, cât are bătrâna. Sunt o grămadă de comune de astea, de 200-300, care s-au făcut de 300-400-500 acum, pentru că niște oameni de bine s-au mutat la ei în sat, că au aflat ei că ce bine e să treci la Borța, la Nelese, la bătrâna. Da. Ofertante din punct de vedere peisagistic și nu numai. E firesc. Mai să fie și tocmai așa, acum, în primăvara anului 2024, un număr semnificativ de oameni s-au mutat la... Nu vreau să dau nume unde și cum. Păi ne tot plângem că s-au depopulat aceste zone. Domicilii. Iată că acum se repopulează. Da. Nu știu de ce cred că acei oameni care s-au stabilit în localitățile astea vor fi numai oameni de un weekend. Credeți că vor fi... Vedem ce se întâmplă după. După...
noi cu Dumnezeu, cu mila, să ei se duc acolo. Varianta aceea, da, după noi, potopul, da, știți? Se duc, se vor duce și că am ajuns aici, am ajuns la acest fenomen. Da, este acest fenomen că acum în care unde avem o problemă, încercăm să o rezolvăm cu flotanții. Da? Mi-aduc 100 de flotanți, cetățeni. Păi ce rost mai are? Dacă legea permite? Păi nu? Dar dacă eu am 200 de locuitori și aduc 250 de flotanți, care sunt flotanți, adică vin și ei, stau o zi, două acolo și până pleacă. Așa, nu schimb istoria alegătorilor și istoria alegerilor dintr-o comună. Oamenii care sunt băștinași de acolo, mai este, alegerile astea mai exprimă voința lor? Nu! Pur și simplu am venit, am călătorit, am votat, am fost la mititei și ne-am distrat, l-am ales pe primarul nu știu care și nu avem nicio responsabilitate față de localitate și față de nimic de acolo, pentru că până la urmă totul este politică, nu este nimic despre cetățean. Că noi plecasem de la ideea că este, dacă este ceva despre cetățean. Despre cetățean această comasare nu există, v-am spus, va fi o încurcătură totală. Europarlamentarele, că până la urmă trebuie să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, este că 50 sau mai mult de 50% din ideile și din legislație ne vine din Europa. Deci, în loc să fim atenți pe cine trimitem, pe ce program trimitem, dacă oamenii sunt patrioți, dacă vor sluji statul român, dacă vor sluji idei europene, internaționaliste, nu știu de care, noi la aceste chestiuni nu răspundem și nu suntem la această oră atenți. Pentru că este și destul de dificil oamenilor pentru că ne interesează scandalurile de la primăria Deva, unde se ceartă ăla cu ăla, nu știu care, dacă vine ăla de la PSD, dacă vine ăla de la AUR, dacă ăla de la AUR așa, dacă Oancea vrea să ne ia pe toți. Deci, la un moment dat, stai și te gândești ce o să iasă din aceste alegeri. O să iasă niște chestiuni de-astea așa un pic adică am mimat democrația, am făcut chestiunea democratică și iată, asta o să avem 4 ani. Și 4 ani o să ne plângem că iar cu ăia, iar că n-o fac, că nu știu. Păi că democrația o cam mimăm de vreo 30 și ceva de ani. Sigur că o mimăm de vreo 30 și ceva de ani, dar așa câtă este ea, trebuie să avem grijă de ea. Noi la ora asta trăim într-un sistem autoritarist, pentru că această coaliție de partide, stânga-dreapta, ucide la această oră aproape orice idee și orice tendință de dezvoltare. Adică în momentul când concentrezi foarte multă putere și începi să spui trebuie să vă mai întreb, voi nu aveți voie la cuvânt, lucrurile o să devieze. Așa ajungi în dictaturi, din democrație, autoritarism și dictatură. Pe acest model, pe mine, știți ce m-a înfiorat cel mai tare la această coaliție? Ce anume? Declarația că, domnule, facem o coaliție pentru 10, 15, 20 de ani. Doamne Dumnezeule, adică mie mi-ajunge coaliția astăzi, nu mai trebuie să mai stau, să mă gândesc că stau 10 ani în aceeași nebunie pe care o vedem la ora asta. Nu putem. Bine, sigur că nu o să fie nici de 10-20, o să fie de vreo 6-8 luni de zile și asta vă pun spune categorii, pentru că uitați-vă la cifrele economice. Până la urmă, tot la mâncare și la sănătate și la învățământ ajungem. Deci, uitați-vă pe cifre. Cifra de deficit este peste 6,5%. Nici măcar nu mai spun, este 6,5%. Este peste 6,5%. Cât o fi peste ăla, nu știe nimeni. La noi, ni se pare 6,5% că e puțin. Păi noi când zicem 1%, zicem de 10 de miliarde din produs intern brut. Deci noi vorbim de 10 de miliarde. Datoria publică a României, când vorbim noi, crește. Ăștia se împrumută. A ajuns la vreo 180 de miliarde de euro. A trecut de 50%. Deci,
Ce vorbim? Credeți că la anul ne vor mai lăsa să împrumutăm și să facem așa, să plătim ca bezmetici? Și atunci în ce situație va ajunge România dacă păi, avem două... datorii colosale avem, va fi probabil destul de dificil să resursele, le uite, a fost domnul Ciolacu acum să vândă și Otopeniu, să le ia și pe ăla, că am văzut că vrea să dea la arabi. Să se ducă de suflet și Otopeniu ăla, că și așa... Dar nu mai sunt români care să aibă potență financiară pentru a face ceva în țara asta? Sunt convinsă noi că venim, întrebarea asta și-o adresează mulți dintre cei care noi, ne urmăresc. Noi chiar venim. Nu mai putem? Există un segment foarte activ în România și este acestor întreprinzători mici, mijlocii și mari. Care au fost și ei loviți în ultima perioadă? Totdeauna pe cine să-i lovim? Pe ăștia îi lovim că la ei mai au ceva bani, da? Nu le punem lor taxe. Bani, dar și nu le-am pus anul trecut și da, da, și tot spunem că într-un leu 60 de bani îl dăm la stat. Bun, trebuie să plătim și statul. Este foarte corect. Nu putem absolut construi nimic în țara asta. Tot ceea ce avem în jurul nostru trebuie construit, întreținut. Este foarte adevărat, dar trebuie să împărțim efortul. Nu poți să vii și să ții 1.700.000 de funcționari iar o mână de antreprenori să plătească toată această nebunie statală. Pentru că, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă acum cu administrația, cu tot, este o parte de nebunie. Nu poți să ții într-o țară ca România 16.000 de agenții, direcții și toate celelalte mai mult atunci fel. Când anunțau că se va face reformă din acest punct de vedere, au mai fost făcute și alte angajări. Ți-am spus că prevăd că acea reformă de tip Ciolacu... Ne-ați declarat de foarte multe ori. Că o să eșueze. Vreau să vă spun că acum și-a dat duhul această reformă. O și consfințim prin fel de fel de ordonanțe la ora asta, în care spunem că măsurile alea să nu le mai punem în aplicare și că vom găsi noi o altă tip de reformă și tot. Dar ce i-a fi făcut să-și schimbe opinia așa la 180 de grade, brusc? Păi este simplu. În momentul când tu vrei să ții acest aparat, în momentul când tu vrei să câștigi alegerile și vrei să faci și dar nu le mai câștigi pe bune. Totul este despre alegeri, totul despre oameni, despre evoluția acestei țări. Nu mai există nimic? Păi da, ați auzit ceva la București despre București? Nu, auziți că domnul Cârstoiu ăla nu poate să ajungă candidată, da, nu știu ce. Păi nu e aia, aia este drama și zbuciumul bucureștenilor și acestei națiuni. Doctorul Cârstoiu, care nu știu ce a făcut... PSD, PNL. Comun la primăria capitalei. Deci asta este cea mai mare zbatere pe care o avem. A discutat cineva cu bucureștenii, ne-au spus, ei, bă, sectorul Y, că nu avem X, 5, 6, n-avem apă, mă duc de două ori pe săptămână, n-am apă, nu-i căldură, iarna, sunt fel de fel de probleme. Cât stau 3 zile în București. Nu am ce să comentez, că eu sunt un călător acolo. Dar restul, cei care stau... Se reflectă cumva și în provincie, cum se spune, cam aceeași problemă. Și mai este un lucru extrem de grav. Noi discutăm despre capitală, că discutăm acum versus Deva, să zic, ori provincie. Tot o capitală, dar de județ. Da, costurile vieții sunt altele acolo. Nu să te deplasezi dintr-un punct în altul este extrem de dificil la ora asta. A devenit dificil și la noi aici. Chiar periculos, ca să zic de-a dreptul, la ceea ce am pățit zilele astea. Și de asta spun că nimic din ceea ce această coaliție ne povestește la ora asta nu este despre cetățean. Am construit un sistem legislativ care să fie favorizant, am încălcat Constituția cât am putut de mult cu sfânta precizie a Curții Constituționale și toate lucrurile astea ne duc astăzi în această situație ca să facem niște alegeri. Eu nu știu cine o să mai iasă, sunt o grămadă de oameni, rata de absenteism va fi mare. Credeți? Pentru că de obicei pentru alegerile locale
oamenii au cam ieșit la vot, ce e drept în număr mai mic față de cum eram obișnuiți în urmă, poate cu, nu știu, 15-20 ani. Sigur că da, pe această mobilizare. De asta mă tem, pentru că și la europarlamentare și peste tot trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să, indiferent cât ne-am iubit primarul și cât astea și-l votăm pe primarul, consilierii noștri, trebuie să avem mare atenție la aceste alegeri europarlamentare și trebuie să fim, pentru că mare parte din viitorul nostru se va reflecta în calitatea acestor oameni pe care îi vom trimite la Bruxelles. De ideile cu care pleacă de aici, de strategiile cu care pleacă de aici. Deci, mare, mare grijă. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să aducem sau să ducem la Bruxelles oameni de o anumită calitate și cu un anumit patriotism, cu o anumită concepție despre țara asta, un bun cunoscător al realității românești versus cele europene. Deci avem această responsabilitate. O responsabilitate care cade cumva și pe umerii cetățenilor atunci când vor lua această decizie, pentru că ei vor fi cei care vor trimite acei oameni în Parlamentul European, deși cred că va fi destul de complicat pentru ei, având în vedere că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, campaniile electorale de obicei sunt destul de murdare, să spunem, și mai puțin luptă pe proiecte, mai mult luptă de altă natură, să spunem așa, și cred că le va fi destul de complicat să facă o alegere potrivită, să spunem, pentru ei, pentru țară, de ce nu? Complicat de spus aici. Pentru că să nu uităm, și AUR a fost atacat pentru că este împotriva Uniunii Europene, PSD-ul e așa, PNL-ul e așa, ceilalți AUR, sunt așa. AUR nu numai că a fost atacat. La AUR s-a întâmplat următorul lucru. S-a creat în societate de către aceste grupuri care conduc la ora asta o sperietură de asta cum că AUR este un extremiști, fașiști, legionari, că vin, că împușcă. Deci vor să creeze aceasta, că sunt putiniști. Vă scria odată domnul Oancea, putinistule și nu știu ce, și i-au spus, Doamne, cât de puțină minte poți să ai și cum... Da, mă uitam la politicienii care aruncă așa cuvinte fără să gândească. Ei, și această coaliție cu de-al de ăștia, așa, cu răi de ăștia, cum sunt Oancea și tot, au creat ei așa că noi suntem niște monștri și vom veni și... Nu este nimic adevărat. Pur și simplu aceste idei naționaliste, suveraniste au existat dintotdeauna. Ele sunt o expresie a societății. Societatea simte în acest moment că trebuie să se întoarcă la ea acasă. Adică după Europa, după Dumnezeu, să se întoarcă aici la ideile ei. Și trebuie să mai vadă acum această societate dacă resursele vor fi exploatate și puse în valoare, în folosul poporului român, sau le lăsăm și le vom vinde pentru că noi nu suntem în stare să le exploatăm și vom face jocul altora. Aceasta este problema. Trebuia pentru această chestiune să se unească două mari partide, PNL cu PSD. Și ce spunem? Spunem un lucru. Zice PSD-ul, noi am venit la guvernare ca să salvăm PSD-ul. PNL-ul, că nu era o stare să conducă. Bun, acum în 2024 ne spune, nu am venit la guvernare, nu să salvăm PNL-ul, să salvăm țara de AUR, că ăștia de la AUR și ne-am unit și vom lupta cu toți împotriva acestor monștri naționaliști. Vezi, Doamne, unde am ajuns. De fapt, este foarte simplu. Este vorba de pierderea de viteză și de înțelegerea oamenilor asupra fenomenelor astea politice din societate și cum evoluează și de ce ordinele guvernamentale, de șmecherile teritoriale, de toate celelalte lucruri. Toate aceste lucruri, toată lumea le știe și le vede și au cam pierdut votanții și acum hai să găsim un pericol. Găsim pericolul ăsta, pericolul războiului din Ucraina, ăla din Israel, din toate aceste chestiuni, am creat acest complex. România este atacată. Haide să fim serioși.
România trebuie dar să-și rezolve... s-a creat în jurul acestor războaie o mare teamă în rândul unora dintre români, că vom fi și noi atacați, că este vor o fi problemă, probleme din este acest o problemă punct de vedere. Reală, este o problemă reală. Dar România, dacă ar trebui să facă următorul lucru, să-și revizuiască legislațiile privind producția de armament, privind concentrarea, inventarierea resurselor interne și toate celelalte. Pentru că dacă eu vând tot din țara asta, oare cu ce o să mă apăr? Că până la urmă nu o să am nimic, da? În apărarea mea. Păi ar trebui să avem, din moment ce îi ajutăm pe ceilalți, nu? Că am mai trimis un alta și în Ucraina și adică din moment ce dăm înseamnă că avem deja un stoc considerabil. Este un stoc, pentru că acest stoc este de 30-50 de ani. Deci noi avem uzinele de armament din România au lucrat tot timpul cu girul în asta tot clipă. Nici în anii socialismului nici ai capitalismului de cumetrie. Deci mereu s-au făcut stocuri și toate celelalte. Celelalte provizii pentru înarmare. Povestea este în felul următor. Cum concentrezi sau cum faci o politică națională de apărare coerentă cu românii? Ba ne concentrează, ba ne ia la armată, ba nu ne ia la armată, ba trebuie să facem 6 luni, ba trebuie să ne ducem în concentrare 3 zile. Adică sunt o multitudine de idei și foarte neclare privind nu apărarea teritoriului național. Nu există, nu există o strategie. Nu ne chinuim în fiecare zi, nu comentăm. Luați site-ul Ministerului Apărării și vedeți proiectele de legi privind fel de fel de lucruri care ar trebui să deja să fie aprobate și deja pe care noi ar trebui să le punem în practică. Deocamdată nu facem aceste lucruri pentru că, v-am spus, am picat într-un conservatorism de ăsta și așa ne este bine și rămânem așa. E în avantajul așa, cuiva da. Totdeauna este în avantajul cuiva. Cineva profită de această situație, că profită cel care din exterior, că profită politicianul din interior, cineva profită. Dar ce este foarte clar este că niciodată nu profită cetățeanul român, da? Noi, cetățenii, nu profităm de aceste, de această lentoare, de această lipsă de idei, de această permanentă șmechereală din jurul, din jurul nostru. Nu putem să, nu avem cum să facem, să ducem lucrurile mai departe așa. Din cauza asta, o tot spun că ar trebui să intervină o așa, o mică revoluție de asta, dar nu revoluție în sensul... Da, o revoluție de asta administrativă, o revoluție tehnologică, o revoluție digitală. Pentru că declarativ am văzut, și-au asumat astfel de revoluție digitală, administrativă și așa mai există. Departe, doar că în fapt lucrurile nu se prea în momentul când ai făcut această comasare, în momentul când ai ascuns totul prin legislație și ai lăsat pe ceilalți și spui că puteți să stați oricât și oricum în funcțiile alea și pe unde sunteți, lucrurile nu se vor petrece altfel. Deci noi spunem declarativul lucru, dar construcțiile pe care le facem sunt inversul acelor construcții. Și atunci mai au credibilitate acești politicieni în fața oamenilor, în fața cetățenilor, acelor cetățeni care, iată, odată la 4 ani cel puțin sunt cei mai buni. Atât se întâmplă. Cele două lume ale politicienilor și ale oamenilor se întâlnesc o dată la 4 ani, da? În rest, fiecare cu treaba lui și Dumnezeu să-i ajute. Vorbim despre aceste lucruri ca și cum ar fi, nu știu, așa, o normalitate în România și probabil că nu numai, pentru că nu suntem noi caz singular din acest punct de vedere, dar nu este totuși normal să se întâmple așa, ca doar politicienii, știu, doar firmele s-au făcut în oraș, s-au făcut în oraș, câștigat, totul să se învârtă în jurul unor afaceri. S-au făcut în oraș o grămadă de lucruri. V-a întrebat 4 ani cineva? Mă, displace, e corectă, e ceea ce noi ne dorim, cetățeni? Nu! În mintea unuia zice, da, de mâine fac becuri, pun becuri ca așa vreau eu.
peste tot. Dacă așa. Dacă ar fi funcționa, a, ar fi o treabă. A, așa, dacă ar fi funcționa. Bă, altul nu știu ce. Deci nu, nu este. Nu, nu plecând de la necesitatea, nu plecând de la așezarea sănătoasă a orașului și a zonelor noastre. A, nu, pur și simplu facem. Ne apucăm să facem pistă. Bine, facem piste. Dar v-am spus. Dar cum le facem? Nu, dar nu introduc acele piste, că mai avem și județul Hunedoara doar exemple de piste care duc. Dar nu i-am întrebat nicăieri. Niciodată pe oamenii ăștia. Mă, voi ce vă doriți? Vă mai doriți tot ceea ce vă propunem noi aici? Ceea ce am accesat noi ca programe? Și domnule, accesăm programe. Bă, până la urmă, vreau să spun un lucru. Nu toate programele astea se potrivesc la toate... E ca un pom de Crăciun în care punem toate drăcovenile în el, dar și la finalul ca să arate foarte încărcat și pompos, așa. Asta este problema noastră acum. Problema acestui oraș, ca și altor orașe, este în acea simplitate și în acea versatilitate de a-l putea lucra cu el, de a-l putea transforma. Asta înseamnă acest oraș, nu ce vedem acum. Le-am spus odată, i-am spus, bă, aveți 4 bănci acolo și un tăpșan în fața băncilor alea, din toți banii ăștia pe care îi băgați pe fel de fel de lucruri care n-au nicio chestie, să pați, mă, o groapă mare acolo, faceți o parcare de 1500 de locuri, mutați administrațiile astea ca să nu mai acolo și băgați mașini. Vorbiți de acel palat administrativ care... Nu mă, dar să-i banca, toate băncii sunt acolo, alea toate sunt de vânzare. Băi, cumpără-le, pentru că ești oraș administrativ. Cumpără-le, fă-ți un centru administrativ. Cu cel mai mare buget din județ până la urmă. Da, fă-ți acolo un centru administrativ, mută instituțiile și concentrează instituțiile acolo și lasă-ne că toate mașinile astea împrăștiate pe toate străzile, în toate pe centru vechi, la școli. Deci e o adevărată nebunie. Nimeni nu mai face nici studii de trafic, nici studii cu populația, cu încărcări, descărcări și toate cealaltă. Toată lumea să ne înghesuim cum putem. Dar mai funcționează în 2024 asfaltul electoral? Funcționează! Becurile electorale mai știu eu ce alte... Funcționează! Funcționează pentru că, în general, am ajuns să obosim ca cetățeni și nici măcar nu ne mai întrebăm, da? Dacă găsim atâta loc, băgăm mașina repede, punem capul în pământ și te duci unde ai treabă, că știi că ai alte probleme și în altă parte. Deci, funcționează, o să funcționeze, pentru că gradul de interes este foarte scăzut și cu privire la localitate. Da. Și la localitate și dar ne place personal. Să criticăm, ne place să lăudăm atunci când este cazul, nu? Și atunci gradul de interes ar trebui să fie... Uită-te pe rețelele de socializare și o să observi un lucru. Comentează sau nu comentează, sunt cam aceiași, da? Nu știu dacă este un reper neapărat comentariile acestea de pe rețelele de socializare în condițiile în care mulți se ascund în spatele unor conturi false. Care este posibilitatea mea să afle primarul că eu sunt nemulțumit de el? O discuție tet-a-tet. Primarul are audiențe, primarul ar trebui să fie în rândul cetățenilor măcar o dată pe lună să aibă întâlniri. Spun ceva greșit? Nu, dar e teorie pură, adică n-are niciun rost să păi să la mergem. Ce mai avem nevoie de teorie atunci? Ai fiecare face cum îl taie capul. Mea, de câte ori ai vorbit tu cu primarul municipiului reședință de județ în ultimii 4 ani? Dacă ar fi răspuns la telefoanele pe care le-am dat de atâtea ori, aș fi discutat. Din păcate, discută probabil doar cu cine așa, de ce? Își dorește dumnealui. Probabil că... Noi l-am invitat și aici de atâtea ori. Da, dar consideră postul vostru de televiziune un post ostil, pentru că așa ne-a rămas de la tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul Inima și Versul. Să ne laude lumea. Bune cu rele. Să ne laude lumea. Confundăm televiziunile, instituțiile cu oamenii și cu interesele și cu
problemele pe care le-am avut noi. Da, de obicei ți-e frică exact de ceea ce faci tu. Așa, și e bine să nu vin la tine în emisiune dacă nu ești cumva ostil, că dacă mă întreb ceva care nu o să-mi convină și o să-mi strici mie relația, așa zisa mea, relație cu alegătorii. Asta este problema. Dar știți că e problema că acele probleme pe care le ridicăm de foarte multe ori în emisiune sunt ale oamenilor, ale celor care ne urmăresc și ne scriu și vin și ne spun anumite probleme. Da, ești instituție mass media. Nu sunt ascultați de către autorități. Ești instituție mass media. Tu transmiți mesaje, exact. Da? Tu preiei mesaje, da? Tu nu poți să rezolvi lucruri, dar tu poți să faci contactul între lumea reală cu lumea politică și administrativă din oraș sau din județ. Pentru acest lucru, pentru această legătură cu cetățenii, nu doar în online, ci și față în față. Am mai spus-o și așa am început, că lumea, și aurul de asta mă bucur, a coborât în stradă și le-am spus, nu există campanie electorală pe care să o faceți anul ăsta, trebuie să coborâți în stradă. Mergeți, vorbiți cu oamenii, enervați, o să vă enerveze, certați-vă, faceți ce vreți, dar coborâți în stradă, aflați care sunt problemele lor, vorbiți cu ei și întrebați-i ce și-ar dori ei de la voi, de la țara asta, de la, cum trăiesc ei cu adevărat. Pentru că adevăratul puls de acolo ei din stat. Da, o spunem și astea, salariile astea ajung, pensiile astea ajung, prețurile din piață sunt prea mari. Ce putem să facem cu banii ăștia? Dacă avem o mână de bani și la DEVA, uite, pe sărăcia și pe astea, îi luăm și împărțim, renunțăm la 2 metri de asfalt, da? Și împărțim la oameni ăștia. Ținem taxele mai jos, credem niște lucruri, dăm niște facilități, ceva trebuie să facem pentru oameni, trebuie să coborâm până la urmă la ei și să le vedem necesitățile. Am spus, înnebunesc când văd aceste scrisori, chestiuni scrise pe o hârtie în care spune, voi construi nu știu ce, voi face nu știu ce, bă, nu vezi că faci, și nu o duce din ce în ce mai rău? De sfaturile voastre suntem sătui, da? E cam bancul ăla când unul tot dădea sfatul și ăla i-au murit gâștele. Zice, bă, ce ai pățit? Zice, mi-au murit gâștele. A, deci s-au murit gâștele. Zice, păcat că eu mai aveam sfaturi să-ți dau. Așa e și aici. Bă, într-o zi o să vină și o să spună, bă, păcat că ați murit, că noi sfaturi mai putea să vă dăm. Asta este marea noastră problemă la ora asta. Este că trebuie să ne debarasăm odată și trebuie să conștientizăm că nu putem merge în sistemul ăsta. Cu oamenii ăștia. Nu se poate. Până la urmă trebuie să ne gândim cu capul nostru că, bă, uite, de zi pe zi ce trece, totul se degradează în jurul nostru. Da? Și asistăm n-am treabă, nu mă interesează că peneriști, pesediști, auriști, ce vrea. Dar am ajuns să mă uit în fiecare zi cum se degradează lucrurile în jurul meu. Credeți-mă, eu merg pe jos, că am și diabet și mi-a zis doctorul că să merg așa. Bine, și văd strada, văd oameni. Nu, cu tot betonul lor, cu toate astea, cu sutele lor de kilometri, de drumuri și ce vor. Bă, tot nefericiți sunt. Nu văd unul să și spună... Și din ce în ce mai puțin? Și e o populație tot mai îmbătrânită? Că și aici sunt multe de discutat. A discutat cineva cu afaceriști ăștia de pe aici? Credeți-mă, știți câte firme au intrat în insolvență în ultima perioadă? Din DEV asta, știe domnul primar sau domnul viceprimar? Și mulți nici măcar nu sunt din DEV, au venit din alte au intrat, să deschidă afaceri. Asta înseamnă. Lipsa asta de perspectivă. Ce spune? Vine, vom face o mare sală de sport. Bă, să ce faci cu sala de sport? Că în curând o să te antrenezi tu și cu neamurile tale în ea, că nu mai avem cu cine. Nu mai avem copii, pleacă toată lumea, tinere nu mai este, locuri de muncă nu mai sunt, perspective să deschidem afaceri nu mai sunt. N-a mai venit nicio mare investiție în toată zona asta de vreo 10-15 ani. Păi nu, că ne-au ocolit. Au mers la Orăștie, au mers la Reșița, au mers în... Au mers oriunde. Dar lipsa de investiții, de locuri de muncă. Știți că suntem pe ultimul loc din țară la natalitate. Știți ce vă spun asta? Că acest județ se depopulează în fiecare zi. Și tot care, sunt, care sunt consecințele actelor noastre irresponsabile? Asta, depopulare, criză, foame, frig și toate celelalte. Nu putem să continuăm așa.
va trebui să spunem și la, pe plan național și pe plan european și pe plan local că trebuie să schimbăm lucrurile. Nu mai... Eu nu sunt angrenat la această campanie, n-am venit și după cum vezi nu candidez nici la primăria Deva, nici la Consiliul Județean, nici la nimic, nici nu mă interesează, pentru că eu unul nu mai cred în aceste variante de tip administrativ românești. Fără o reformă clară a Constituției, a teritoriului, a administrației, nu putem continua să ne dezvoltăm în această țară și să-i facem pe oameni să trăiască mai bine. Vedeți că intenționat ocolesc sintagma de fericiți. Când cu fericirea am dat-o în bară. Fericiți ori fi unii, poate. Alții... Nu sunt nici aia fericiți. Atâta vreme cât în jurul tău... Atâta cât în jurul tău este atât de multă nefericire, trebuie să fii mare nesimțit să fii tu fericit. A fost cam așa nervos astăzi. N-am fost așa, nervos. N-am fost nervos. Supărat poate pe ceea nervos. Ce se întâmplă. Am fost... Suntem la final de emisiune. Da. Câteva secunde să vă încheiați. Nu, n-am fost nervos. Am fost, cred că, mai mult explicit. Adică am vrut să spun că această campanie electorală nu va rezolva nimic și comasate, adunate și toate aceste lucruri n-au făcut decât din nou să deviem de la democrație și am făcut o democrație originală românească în care ne mințim unii pe alții și să le spunem lor că suntem democrați, din 4-4 ani facem alegeri. Este un fel de a bifa lucrurile. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și o să ne revedem cu siguranță. Sigur în că perioada da. Următoare, pentru că păi nu, aștept să înceapă, aștept să înceapă campania, să mă uit și eu pe programele, să vedem... Să discutăm pe concret. Da, să vedem pe la programe, să vedem și noi acolo la șansele care le au, cine sunt și până la urmă va trebui să discutăm direct de personaje. Și în luna de campanie îmi propun și vă propun să discutăm despre personajele din campanie, da? Așa, chestia aia, PNL, AUR, PSD, e frumoasă pe stradă, așa că vedem niște mari afișe așa. Dar asuma aia se ascund oameni. Va trebui să discutăm despre oameni, despre calitățile lor, despre modul lor, despre modul lor de a gândi și despre felul în care ei văd evoluția acestui oraș și acestui județ, acestei țări. Asta mă interesează mai mult. Și o să discutăm. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!